Sărbătorește Crăciunul cu ai tăi. La TVR Craiova, în seara de ajun, cântece, jocuri și urări de bine cu artiștii ansamblului Maria Tănase. De la 21:45, o capodoperă a baletului clasic, Spărgătorul de nuci, de Tchaikovsky, o poveste magică de Crăciun în interpretarea Teatrului Național de Operă și Balet din Chișinău. În prima zi de Crăciun, de la ora 9, tradiționalul mesaj către credincioși al înalt preasfințitului Irineu, mitropolitul Olteniei. De la 12, Doru Ciolacu și gazdele sale din Mârșan Dolj pregătesc carne la garniță și crap pe pat de sare cu usturoi. De la 17:30, un spectacol de suflet cu multe colinde, cântece de Crăciun și piese celebre pline de bucurie. Colindăm, colindăm, cu Paula Selling. La 19, cântece de petrecere care te ridică de pe scaun, cu Zorina Bălan, Constantin Lătărețu și Ionel Tudorache. Iar de la 20, prima parte a unui spectacol eveniment al Operei Române Craiova, Magia Crăciunului la operă, cu Barbara Fritoli, Asturia Girls, Brio Sonores, David Banioș, Iana Novac, împreună cu soliștii, actorii, orchestra, corul și baletul Operei Române Craiova. De la 22:30, un spectacol de comedie pentru întreaga familie, care se joacă cu același succes de peste 60 de ani, 1, 2, 3, Bebe, de André Roussin. Luni, în a doua zi de Crăciun, de la 16, vă invităm la Gala Laureaților Festivalului Internațional de Canto Ionel Perlea. La ora 20, Magia Crăciunului la operă, a doua parte a spectacolului Operei Române Craiova. Iar de la 22, Alexandra Blaje, Ion Crețeanu, Gheorghița Nicolae și Ion Ghițulescu în recital la Festivalul de Folclor Lică Militarul. De Crăciun sărbătorești cu ai tăi, la TVR Craiova.